Merge? Nu, n-ai dat play, nu? Băi, deci abia aștept să iau iar interviu oamenilor. Crede-mă, sunt atât de entuziasmat, trebuie să fii tot super prietenos și politicos. Da! Hai, dăm play! Bună ziua, doamnelor, domnilor, am preluat legătura. Suntem pe teren și astăzi vrem să aflăm cum se simt oamenii în această perioadă de relaxare. Și primul nostru om. Fără-mă la maică. Cum vă simțiți că în sfârșit puteți ieși din casă? Mă, maică, mă, dar tu, băiet, așa prezentabil, oprești oameni bătrâni pe stradă și întrebi prostii? Du-te-mă la muncă, mă! Asta e meseria mea. Asta fac eu. Vreau să vă întreb cum vă simțiți acum că puteți ieși din casă. Eu am ieșit tot timpul, mă, copchele, mă, dar eu cred că pe mine mă scanează ca voi, ca Wiley. Mă, mă, le scanează, domnule. Am înțeles. Despre coronavirus ce credeți? Coronavirus? Odată Dumnezeu și măicuța Domnului, Doamne, pentru că se fut bărbați în cur și pentru că iau temperatura în supermarket. Dar vaccin, dacă apare vaccin, vă faceți? Nu! Există cel mai bun leac pentru virusul ăsta natural, tinctură de mărar, ca să-ți crească imunitatea și dacă vrei, dacă ai virusul, eu te vindec, măi! Care e leacul pentru coronavirus? Este, ascultă la mine, cu suchii de babă, după ce-o mâncat o căniță de cartofi cu mărar. Dezinfectează-te, tu acum ești tămăduit. Bună ziua, doamnă! Care doamnă mâncăță scâldă? Nu, eu n-am nicio doamnă cu mine. A, tu de mine zice. A, da, cu ce te pot ajuta? Cum vă simțiți acum că puteți și liberă? Aoleu, mâncăță, dar eu nu am fost niciodată închis. Napoleon ce mai trebuie să stai închis vreo 3 luni, dar eu sunt nevinovată. Nu m-am prins în seara. Hai, mâncăță, stai de la televiziune de azi. Vrei și tu un ceas? Păi el ai ceasul meu, doamnă. Poate să fii, dacă dai milion. Dar nu mai găsesc portofelul. Păi dacă tu aveai ceva în portofel, crezi că mâncați și mă mai chinuiam eu cu ceasul tău? Doamne, mie să-mi dați portofelul înapoi, că altfel sună poliții, da? Aaaa, mâncați-o, dar tu ce-am făcut? Tu ce-am făcut? Să chem poliția? Aaaa, trei obiective am în viața asta. Să-ți distrug obiectivul, să-ți distrug pe trapedul și să-ți stuchească mâțile. Bună ziua! Vreau să vă întreb cum vă simțiți acum că în sfârșit sunteți liberă să ieșiți oricând. Băi, măcanjoile, dar tu mi-ai mie interviu, Oana Zăvoranu, dar eu am om angajat să răspund de la întrebări. Că mă enervez și dau cu teancul de dolari peste față. Dar tu știi cum ai să vezi 7 stele verzi pe care de obicei, evident, nu le vezi? Pentru că ești prea prăpădit să stai la 7 stele cum stă Oana Zăvoranu. Tu la ce stai? 3 margarete? Că eu nu știu ce întrebări ar mai încăpea în această discuție când ai tu fața asta de nu vezi ce boschetar ești? Nu vezi cum ai dinții, unul lipsă, unul pauză, parcă ești în aferată? Că ai dinții ca un dinozaur pe cale de dispariție? Mai și puți! Aoleu, mi-ai strâmbat nasul! Bă, măcanjoiule, hai că-ți dau eu un parfum Oana Zăvoranu ca să miroși mai bine, da? Puh! Cu plăcere! Mă pot deranja cu o întrebare, vă rog, cum vă simțiți în perioada asta în care în sfârșit puteți ieși din casă? Uitați-vă la acest fătălău! Fătălăule, fătălău! Bă! Uitați-vă! Bă, ce bărbat ești tu? Să vii cu puțulica asta, să mi-o pui la gură și să vorbești cu femeile frumoase, nu? Să încerci că altceva n-ai? Te bat cu microfonul. Ce crezi, mă? Că dacă vii la mine cu microfonul ăsta, că n-ai tu un pantalon, o impresionezi pe Dănuța, a? Da, știu ce vrei să zici. Mă, nimeni nu contează. Mă iubesc asta cum sunt. Nu te iubește, te minte, te minte, zice Dănuța, nu te iubește, că dacă n-avei chești, te părăsea, te părăsea. Dar oricum, ce ai tu un pantalon, n-ai ce să faci, ce poți să faci cu una moale, modelino, slime, da, a? Te-aș scuipa, să nu meriți. Băi, băiatule, dar am avut un noroc. Astăzi numai femei și numai nebunii toate. Bă, hai să întrebăm un bărbat, poate reușesc cu numai ok cu care să mă pot înțelege, ferească Dumnezeu. Mă scuzați, domnule, o întrebare, vă rog, mă scuzați. Cum vă simțiți acum că în sfârșit puteți ieși din casă? Du-te-n pizza, mati! Șomoiogul dracului, piticul dracului, îi spui tu-i lui Vadim, mare poet național, a scris o poezie în anul 1950-1960, dacă să iasă afară,
Sau nu? Vreau doar să vă întreb dacă vă convine afară să ieșiți. Nu vrei tu? Cum îți permiți șomâldocul dracului să vii la Vadim Tudor și să mă întreb dacă ies afară? Am și o poezie pregătită pentru astfel de momente. Când iubirea și patria sunt una, iar boul mie îmi pune întrebări prostești, ai grijă, nu mai comenta, că-ți mai una în pizda, mătii, de pitic ce ești. Hai, sictir!